Brânze, turmezeluri de casă, haine, cosmetice, dar și obiecte de artizanat sunt expuse giurgiuvenilor în parcul Mihai Viteazul. Târgul de Moș Nicolae, organizat la Giurgiu, vine în ajutorul celor care vor să facă persoanelor dragi un cadou mai special. Târgul va ține 4 zile, inclusiv duminică, timp în care comercianții atrag clienții cu oferte cât mai diversificate. Nu, am mai fost și anul trecut și anul acesta, de mai multe ori am fost. Și cu ce ați venit, ce le prezentați giurgiuvenilor? Produse de artizanat din ceramică, lemn, blănărie, deci și papuci. Până acum s-au arătat interesați? Da, deci în edițiile anterioare întotdeauna am fost eu mulțumit. Avem, acum fiind în preajma Crăciunului, cu cârnatul tradițional, tocala bardă, fleica, jambonul, cârnații subțiri, șunculița, care le place foarte mult la giurgiuveni, da? Cașcaval, avem carne de la garniță afumată, șoric, tobă, caltaboș și tot ce se mănâncă de Crăciun. Târgul de Moș Nicolae și-a deschis porțile azi și le va închide duminică 8 decembrie. Timp suficient pentru giurgiuvenii care vor să cumpere sau cel puțin să se inspire pentru un cadou. Așa cum i-am obișnuit pe giurgiuveni, în preajma marilor sărbători, organizăm aceste târguri în parcul Mihai Viteazul, la căsuțele din lemn. De data aceasta de Sfântul Nicolae am pregătit un târg de cadouri și un târg de produse tradiționale. Până duminică seară îi așteptăm pe giurgiuveni. Se pare că acest târg a devenit deja o tradiție pentru municipiul Giurgiu, acesta aflându-se deja la a doua ediție și va continua pentru că, așa cum spun și comercianții, la Giurgiu sunt tot timpul bineveniți, iar clienții nu se lasă așteptați.